Olping este o comunitate de acțiune și formare structurată în mod democratic. Organizația poartă numele fondatorului ei, preot catolic Adolf Kolping, 1913-1965. Misiunea sa este de a acorda ajutor pentru auto- și întrajutorare. În centrul muncii noastre se află omul ca persoană. Prin activitățile pe care le oferim, dorim ca oamenii să-și dezvolte aptitudinile, talentele și să-și organizeze în mod responsabil viața. Omul, ca ființă socială, este responsabil atât pentru sine, cât și pentru ceilalți. Acțiunea membrilor noștri este orientată spre realizarea binelui comun. Pentru aceasta promovăm asocierea și ne bazăm pe implicarea comunităților locale active. Viziunea noastră este edificarea unei societăți care să aibă la bază principiile sociale ale vieții creștine, personalitate, solidaritate. Din cele două principii de bază rezidă binele comun și sustenabilitatea. Organizarea de activități de formare și perfecționare în domeniul social și profesional, înlesnirea colaborării dintre minoritățile etnice și religioase, dezvoltarea sănătoasă și bazată pe principii morale ale personalității tinerilor și conștientizarea responsabilităților din cadrul societății și al bisericii, formarea politică a membrilor în scopul înțelegerii și acceptării schimbărilor din cadrul societății moderne, identificarea și organizarea de acțiuni social-culturale în conformitate cu cerințele societății moderne, promovarea valorilor în domeniul cultural-sportiv, precum și păstrarea tradițiilor cultural-românești. Demnitatea omului trebuie respectată în toate fazele vieții, de la zămeslire până la moarte naturală. Fiecare om este înzestrat cu demnitate, indiferent de statutul social, vârstă, sex, apartenență etnică sau religioasă. Răspunderea implică solidaritatea trăită, asocierea oamenilor în organizații și instituții, rețele de solidaritate, are pentru noi o însemnătate deosebită. Grija și respectul pentru cei marginalizați social reprezintă o prioritate. Respectarea deciziilor, a unui alt mod de gândire și acțiune, a diferențelor din punct de vedere cultural, reprezintă una din valorile de bază a organizației și constituie un avantaj în vederea soluționării unor situații dificile, complexe. Eu sunt Alfred, fratele vostru. Așa ne-a întâmpinat mereu atunci când auzea că venim din regiunea Moldova. 1992-2010, 18 ani de viață, de activități, de rugăciune, de căutări, de încercări și de speranțe. Seminarii de formare pentru tineri, pentru familii, cursuri de formare profesională și umană, descoperirea talentelor, petrecerea timpului liber într-un mod alternativ și responsabil, cetățenia activă și voluntară, rugăciune, model creștin în fața unei societăți aflată într-o continuă schimbare. Sunt numai câteva din experiențele noastre. Trezește în noi speranța că vom răspândi bucurie peste tot unde trudim, în folosul oamenilor. Întărește-ne în iubire spre a colabora cu responsabilitate la propășirea bisericii și a unei societăți mai umane. Familia noastră cuprinsă în acțiunea Kolping să fie începutul împărăției tale, care va veni. Amin. Acum ne rugăm lui Dumnezeu, spunându-i: Doamne Iisuse Hristoase, misiunea noastră este deschiderea mesajului Tău și transformarea Lui în fapte. Îți mulțumim pentru încrederea pe care ai acordat-o oamenilor. Îți mulțumim pentru omul Kolping, exemplul nostru pentru îndeplinirea acestei misiuni. Dă-ne darurile prin care El s-a remarcat în opera sa, credința și încrederea în sine, seriozitatea și bucuria vieții, spiritul răspunderii proprii și solidaritatea, conștientizarea momentului istoric și dorința de progres. Întărește-ne credința spre a înceta în fața provocărilor lumii. Trezește în noi speranța, că vom răspândi bucuria pe
care l-a